Deschidem cuvântul Domnului în cartea 1 Împărați, la capitolul 19 și o să citim primele 18 versete. Nu sunt lungi, sunt frumoase, voi sunteți obișnuiți cu cititul, mai ales pe telefon, dacă nu-i greu să citiți și să citim împreună. Cuvântul Domnului spune astfel, să vă spun și pagina ca să nu tăcăutați, 382. 1 Împărați, capitolul 19, începând cu versetul 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată că l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua. A ieșit și a stat la gura peșterii și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, du-te! Întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Jehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorî Elisei, dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, și anume pe toți acei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Binecuvântat să fie numele Domnului. În seara aceasta ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și după cum ați văzut afișul, în seara asta ne ocupăm și vom vorbi despre un om mare care a avut două perioade grele în viață, ca orice om al lui Dumnezeu. Când ești fără Dumnezeu, tot ești grele. Dar când ești cu Dumnezeu, ai perioade grele, dar Dumnezeu rămâne lângă tine. Astăzi vom parcurge în mesaj una dintre cele mai negre perioade a lui Israel. Israel a avut o perioadă foarte înfloritoare la începutul împăraților.
Prin primii trei împărați au avut o perioadă de expansiune extraordinar de grozavă. Prin primii trei împărați, prin Saul, prin David și prin Solomon. Dumnezeu a binecuvântat într-un mod deosebit poporul lui prin aceștia trei împărați. După ce moare Solomon și perioada celor trei împărați prin care Israel cunoaște o creștere deosebită și ca teritorii, și ca belșug, și ca apărare, și ca mândria aia națională, cine-i împărat ca împăratul David, avea o bucurie, înțelegi? Așa cum postezi tu din biserică un video sau un reels, da? Nu că te mândrești, dar e o bucurie ce îți produce biserica, așa-i? Când știi că ești la închinare, cu corul de tineri, cu tinerii de la biserică. Nu că te mândrești, dar e ceva ce îți produce bucurie și ai vrea să arăți și la alții ce-a făcut Dumnezeu pentru tine în ziua respectivă. După ce se încheie perioada aceasta a celor trei, Israelul începe să decadă. Și tot ce-or clădit ăștia trei, începe să se prăbușească și să se ducă la vale. Dintr-un singur motiv. Că poporul Israel l-a părăsit pe Dumnezeu. Din cauza că poporul Israel s-a depărtat de Dumnezeu. Ajung să fie asupriți, ajung să fie batjocoriți, ajung într-o situație de plâns. După aproximativ 870 de ani, pe paginile istoriei Israelului apare un împărat. Știți cum îl cheamă pe împăratul ăsta? Despre care am citit că era Ilie în perioada aceasta. Avea un nume scurt, cred că mergea și număr de mașină, da? Ahb. Și știai că îl cheamă cum? Ahab. Ăsta a fost un dezastru național. Și ca dezastru să fie dezastru, și ca dezastru să fie o catastrofă din asta extraordinară, se însoară cu Izabela. Știi că îi câte unul dezastru el. Dacă înveți și cu cine s-a însurat, îi la vale, nu? Zici, bă, dacă lua pe una care să-l mai ridice. Dacă înveți că el e pădunga lui și o lua pe una pădunga ei, îți dai seama că e zebră în casa lor, îți numai dungi, da? Ajunge bărbatul acesta, împăratul lui Israel, să se căsătorească cu Izabela. Era o prințesă sidoniană, idolatră, dar se căsătorește cu femeia aceasta. Când ne uităm la toată decăderea lui Israel, știți ce vedem? Că Dumnezeu avea nevoie să folosească un om ca să intre din nou în poporul Israel. Avea nevoie de un om care să-și asume lucrarea lui Dumnezeu și să lucreze pentru Dumnezeu. Și știți pe cine ne alege? Un om simplu. Dacă o să citiți 1 Împărați capitolul 7, o să vedeți că Biblia spune că Ilie apare de nicăieri. Apare un locuitor a Galadului, un simplu om, dar care într-o zi alege să se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu ridică un om excepțional, îl ridică pe Ilie. Ăsta a avut niște calități deosebite. Știți ce calități a avut? Era curajos, era credincios și era viteaz. Se ridică de unul singur. N-a zis, bă, tu ești cu mine în echipă, da, nu, dimineață la 8 ești în centru. Câți avem în echipă? Nu. Atâta curaj a avut care l-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, încât Dumnezeu îl folosește pe el singur ca să rezolve problema națiunii, ca să readucă poporul Israel la Dumnezeu adevărat. Ăsta s-a văzut singur, dar o știu cine l-a chemat, o știu cine l-a trimis, o știu că Dumnezeu e cu el. Când ne uităm la omul acesta, vedem un curaj deosebit. Se duce la Ahab și știi ce face? Merge la împăratul Ahab și spune așa, o să vă arăt și o să vedeți cine e adevăratul Dumnezeu. Merge și spune în față. Nu îi spune, vedem, să treacă alegerile. Să treacă 9 iunie și să vedem cine iasă la putere. Nu, ăsta merge și îi spune direct în față. N-o să cadă ploaie decât la cuvântul meu. Nu. Gândiți-vă ce curaj a avut. Gândiți-vă că Dumnezeu era lângă el și ce spunea el, Dumnezeu aproba. Așa legătură a fost între el și Dumnezeu.
Sigur, acum o să spui, păi normal, ăsta a fost Ilie. Știți ce spune cuvântul Domnului? Te rog să afișezi, e un cuvânt frumos care îl spune apostolul Iacov în capitolul 5 cu versetul 17, spune ceva de prorocul Ilie. Știți ce spune? Că a fost nu un Superman, nu a fost un Spider-Man să sară pe clădiri, să treacă dintr-o parte în alta. Știți ce a fost? Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință. Vedeți? Și omul care îl slujește pe Dumnezeu are momente în care trebuie să se roage o dată, de două ori, de trei ori, de șapte ori ca Dumnezeu să asculte, să răspundă, să trimită ajutorul. Știți ce spune? Că Ilie nu a fost mai deosebit decât generația voastră cu nimic. O fost supus acelor slăbiciuni. Zici, da, da, și așa mi-ar place și mie să zbor ca Ilie. Dar știi ce? Ca să zbori ca Ilie, întâi trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu ca și Ilie. Să nu fost ca locomotiva. Nu m-a pus. N-am cântat. N-am prins microfonul. N-am fost băgat în seamă. Nu. Ăsta a avut exact mesajul din partea lui Dumnezeu. O știut la ce l-a chemat Dumnezeu. El nu a dat din colț în colț să zică, mă, nu știu exact câți ani ai, 40 de ani, dar nu știu la ce m-a chemat Dumnezeu. Mă, până la 40 de ani, bă, zic că e trecută de vârsta mea, e mai puțin decât vârsta mea, da? Să nu se simtă cineva lezat. Păi dacă până la vârsta asta tu ai dat din colț în colț și tu n-ai știut, ce vrea Dumnezeu de la tine? Păi ce să cauți la 40? Tu ai ajuns până la vârsta asta, te-ai botezat? Nu m-am botezat, nu? Bine că să mai căsătoresc, știi că atunci îi forțează viitoarea nevastă, trebuie să se boteze, nu? Păi trebuie să-ți pui tinerețea la dispoziția lui Dumnezeu. Tu vrei să zbori ca Ilie? Nu m-am vise eu să zbor ca Ilie. Numai dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Numai dacă îți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu. Știi ce vedem? Că omul acesta a avut aceleași temeri ca și noi. Îi cineva în locul acesta care nu s-a temut niciodată? Nu i-a fost frică niciodată, mâna sus. Haideți, băieții, să vă vadă fetele. Toți ne-am temut, așa-i? Toți am avut fricile noastre, am avut temerile noastre, am avut temeri care nu le-am spus la nimeni, le-am ținut numai în inima noastră. Am avut deznădejdile noastre, am avut frământările noastre. Nu, așa au fost Ilie. Exact ca și noi, cu frământările noastre, cu temerile noastre. Dar uitați-vă, după aproximativ 900 de ani mai târziu, Dumnezeu îl folosește pe Ilie deosebit. Domnul Iisus urma să meargă la Ierusalim, da? Și înainte să meargă la Ierusalim, să-și dea viața pentru sufletele noastre, știi ce face? Merge și urcă pe munte ca să se roage. Era frământat, sufletul lui era frământat. Și știi ce face Tatăl din ceruri? Trimite doi oameni lângă el, acolo pe munte, pe muntele schimbării la față. Știți pe cine trimite? Pe Ilie și pe Moise. De ce îi trimite pe ăștia doi? Știți de ce? Pentru că ăștia au fost doi mari oameni ai lui Dumnezeu care au trecut prin ceea ce trecea Domnul Iisus, prin frământările ăsta. Dacă Moise nu a fost om frământat de Israel, au avut frământări, au avut temeni, au avut deznădejde. Ilie la fel, și o să vorbim de el în seara asta. Și uitați-vă, după 900 de ani, Dumnezeu îl folosește, îl trimite pe Ilie pe muntele schimbării la față, ca să-L întărească pe Domnul Iisus, să vorbească de vremea sfârșitului. Ne uităm la omul acesta, la omul lui Dumnezeu și știți ce vedem? Prorocul Ilie a traversat două perioade mari ale vieții. Unul găsim în capitolul 17 și a doua perioadă o găsim în capitolul 19. De la capitolul 17 la 19 o să găsim perioada de biruință puternică. Astea-s două perioade care le-a avut Ilie în viață. Perioada de biruință puternică și perioada de dezamăgire. A avut o perioadă de biruință puternică. Ce ne place să mergem din biruință în biruință? Știți că ne place. 10 să fie pe bandă, nu contează, ai copiat, n-ai copiat, 10 să fie, nu? Să fie 10 acolo, să ai hainele cele mai noi, cele mai bune, să fii cel mai văzut, cel mai apreciat, cea mai apreciată. Asta e perioada capitolului 17. Știți că mulți din voi treceți perioada asta când îți merge bine.
Domne, ești văzut, ești văzută, merge viața înainte, ești apreciată, ești cu like-ul. Noi, după o perioadă, trebuie să întorci telefonul să vezi like-ul, nu? În sus, că el e în jos, nu? Și atunci să te bucuri și tu de like, întorci telefonul și zici, uite, uite, mi-a dat un like, nu? Dar de fapt e cu capul în jos. Știți ce vedem? Că perioada de biruință puternică, vedem în viața lui Ilie trei lucruri, trei faze prin care au trecut. Perioada de biruință, când trecem ca oamenii lui Dumnezeu, și Ilie nu a fost trecut de Dumnezeu prin biruință ca să-i crească lui Ilie stima de sine. O văzut că el e mai, cumva așa, din naștere, nativ, el e mai trist, așa, mai introvertit, și să-l mai bucure și pe el. O zis tătă biserica, tare amișit, s-o bucurat Ilie. Nu de asta, nu. Ci Dumnezeu a avut scopul lui, pentru care i-a dat biruință lui Ilie. Primul lucru, când Dumnezeu îi dă biruință și ne dă biruință nouă, Dumnezeu în biruința care ne-o dă își arată credincioșia. În biruința noastră, Dumnezeu își arată credincioșia. Adică Dumnezeu arată că El nu te părăsește. El își arată că puterea Lui rămâne cu tine. Da? Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului, primul verset din capitolul 17. Vine cuvântul Domnului și spune așa: Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Păi dacă era Ilie acum, știi ce îi spunea? Frate, prea te bași tu. Auzi, după cuvântul lui, mă, vrea el să... Dar știi ce a zis Dumnezeu? Ce zici tu, zic și eu. Cum semnezi tu, semnezi și eu. O zis, după cuvântul tău, așa zic și eu. Gândiți-vă, Dumnezeu când își arată credincioșia, îi zice lui Ilie, cuvântul tău e egal cu cuvântul meu. Dumnezeu nu intervine la Ilie să-i spune: Ilie, prea i-ai strâns, mă, 3 ani și jumătate, să-i lași cogoarele. Băi, Ahab ajunge să plângă mai tare după cai, nu după oameni. O zis că o trimis pe Obadia să caute ceva izvoare. De ce? Să nu-i moară caii. Nu avea treabă să-i mor votanții, da? Nu avea treabă că nu mai are la cine împărți flyere de... Nu mai zic cu ce partid, nu? Oare cu ce partid o fi fost? Nu? Și lui îi pare foarte rău de cai. Îi pare foarte rău de animale. Dar Dumnezeu își arată credincioșia și dă biruință lui Ilie și spune: Ilie, eu rămân credincios la ceea ce spui tu. Pentru că, să știți, viața de neprihănire și umblarea cu Dumnezeu, când umblăm cu Dumnezeu și ne păstrăm viața curată înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu își arată credincioșia. Știu că sunt mulți care vor să-și arate Dumnezeu, dar mulți, dar nu de la noi, din alte părți, care vrea Dumnezeu să-și arate credincioșia când El e cu sticla în mână, când El e cu țigarea în mână, când El e cu pachetul de țigări în buzunar. Și nu mai dau alte exemple, da? Dar Dumnezeu nu. Știi când își arată credincioșia? Îți dă biruință ca El să-și arate credincioșia față de tine. Îți dă o perioadă de biruință. Haideți să mai vedem un pasaj în capitolul 18, de la versetul 36 la versetul 38. Cuvântul Domnului spune așa: ajunge Ilie sus pe munte cu prorocii lui Baal, când drege altarul, dă cu apă pe altar și spune cuvântul Domnului, versetul 36, așa: în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe că Tu ești Dumnezeu în Israel. Adică vine Ilie și spune: dă-mi biruință ca să se vadă credincioșia Ta față de mine. Pentru că am umblat, o zis Ezechia, pentru că am umblat cu credincioșie înaintea Ta. O zis și tu să arăți credincioșia. Și Dumnezeu și-a arătat credincioșia și față de Ezechia, și-a arătat credincioșia și față de Ilie. Și spune cuvântul Domnului, o zis: fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că Eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Și acum insistă Ilie: ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu
și să le întorci fața, inima, viața, să le întorci spre tine. N-a zis Ilie spre mine, pentru că el n-avea nevoie, el era slujitor, de aceea el subliniază și vine și spune al cărui slujitor sunt. Adică eu pot și fără voi, dar eu nu pot fără Dumnezeu. Când tu îți arăți credincioșia față de Dumnezeu, în perioada de biruință, Dumnezeu își arată credincioșia față de tine. Știi de ce ai luat examenul? Pentru că acum iar vă apropiați de perioada de examene. Adu-ți aminte în februarie, în ianuarie, când ai avut perioada de sesiune. Ai plecat tremurând la școală, la facultate, cu lecția citită, învățată, dar ai simțit când ai ieșit din cămin, când ai ieșit din apartamentul unde stai în chirie, ai simțit că ai uitat totul. Așa-i? Ți s-a întâmplat așa? Ți s-a întâmplat. Și ai zis, Doamne, dacă iau examenul, numai mâna ta a fost. Câți n-or zis? Da? Câți nu s-au rugat? Uite, unele zâmbiți și unii zâmbiți. Mai ales băieții, nu? Zâmbiți, de ce? Că știi că te-ai rugat astfel. Și ai zis, Doamne, n-am reușit să rețin, nu mi-a intrat în cap. Și ai mers și ai dat examenul și ai luat examenul. Știi de ce? Pentru că ai avut puterea să te smerești înaintea lui Dumnezeu și să spui, am citit, mi-am făcut datoria, n-am reușit să rețin. Dar dacă iau examenul, îi numai mâna ta. Și ai luat examenul. De ce? Că Dumnezeu a fost credincios. În perioada de biruință, Dumnezeu își arată credincioșia. În al doilea rând, în perioada de biruință a lui Ilie și a noastră, Dumnezeu își arată protecția. Când lasă Dumnezeu biruință în viața noastră, lasă biruință ca să ne arate că El ne și protejează. Spune cuvântul Domnului că Ilie omoră prorocii lui Baal, da? Și Izabela s-a înfuriat. Auziți ce spune cuvântul Domnului de la versetul 2, capitolul 17, la versetul 6. Și cuvântul Domnului, după ce o zis, nu cade rouă, nu cade ploaie, 3 ani și jumătate, zice, după... Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici și îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit acolo corbilor să te hrănească. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Știi ce zice Dumnezeu? Dacă umbli cu mine, eu nu te las fără protecție. Nu te las fără protecție. Ilie avea nevoie de pâine, avea nevoie de carne, avea nevoie de apă. Și a zis Dumnezeu, dacă mă asculți, eu în biruința ta care ți-o dau, eu îmi arăt protecția față de tine. Știți că Dumnezeu stă în cer și râde, așa spune Biblia. Știți de cine râde? De omul rău. Își bate joc Dumnezeu de omul rău. Știți unde l-a protejat Dumnezeu pe Ilie? Când o secat pârâul, Dumnezeu ne dă o lecție extraordinară. Știți unde îl duce și îl protejează? În gura lupului, în gura leului. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Versetul 8, 7. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului, auziți acum, unde îl duce Dumnezeu? Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie și i-a zis, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de... Sidon, știți ce era Sidonul? Era țara Izabelei. Izabela era din Sidon. Și a zis, Domnul, acolo te duc. Asta nu-i ciudat, nu are Dumnezeu umorul lui de omul fără minte? Se uită și Izabela a zis, până mâine praf te fac. Nu faci tu nimic, nu faci tu nimic. Și a zis Dumnezeu, Ilie, te duci și te ascunzi. Te ascunzi în țara vrășmașului. Cum, Doamne? Să stau eu acolo? Păi asta, dacă mă caut în Israel, păi asta are mai mare putere în țara ei. Și Dumnezeu zice, nu, nu, acolo în Sidon. Te duci acolo și acolo eu mi-arăt paza care o pot întinde peste tine. Știu că trăiești într-o perioadă în care ai diferite teme, diferite frământări. Și vezi gura leului, a lupului aproape de tine. Să știi ceva? Dumnezeu în gura lupului și în gura leului are putere să te protejeze.
Am spus și alte dăți și vă zic și în seara asta. Când a fost aruncat Daniel în groapa leilor, leii au fost singurii care nu l-au mușcat. În rest, toți leișorii ăia de afară, toți au mușcat din el. Toți l-au jupuit și l-au aruncat, au zis, ăștia te vor înghiți. Și zice, o zis Dumnezeu, ăștia vor fi singurii care nu-ți vor avea treabă. Ăștia vor fi mai liniștiți, animalele ăstea vor fi mai liniștite decât oamenii, să nu zic altfel, decât oamenii de sus, de la gura gropii. Și Dumnezeu își arată că El în binecuvântare, în belșug, în biruință, Dumnezeu are putere de a proteja omul. Știți că atunci când nu te temi și te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu aduce pace peste tine și tu la rândul tău ai putere să distribui pace în jurul tău? De ce spune cântarea să ai pace în mijlocul necazului tău? Pentru că vine altul cu necazul lui și se uită la tine și tu trebuie să-i spui de ce ai pace. Ajunge Ilie în casa văduvei, pe ulița văduvei, da? După ce ajunge să fie cazat în casa ei și se uită femeia aceasta la el și îi spune, da, dar eu nu pot să-ți dau ție de mâncare cum vrei, că la mine viitorul-i sumbru, la mine totul-i pe negru. Mânc eu cu copilul și după aia murim. Păi normal, după ce mănânci, îi să trăiești, nu? Ați auzit om care zice, mănânc și mor? Eu am auzit care zic, dar n-am mâncat și mi-e frică că o să mor. Dar asta, vedeți ce logică inversă, ce logică ciudată are. Zice, îi mănânc eu și copilul și după aia murim. Păi dacă mănânci, trăiești. Știi ce a zis Ilie? Vine Ilie și îi spune, nu te teme. De ce? Pentru că dacă eu nu mă tem, am putere să spun și la altul să nu se teamă. Dacă tu te temi, tu nu vei avea putere să transmiți pacea de peste tine, pentru că nu o ai să transmiți celor din jur. Și e un cuvânt frumos în Psalmul 78, versetul, de la versetul 3 la versetul 6, te rog să-l afișezi, e un cuvânt frumos ce spune poporul Israel, Psalmul 78 de la versetul 3. Auziți ce spune? Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copiii lor și vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, adică vom spune celor din jur, vom spune celor ce vin după noi, vom spune ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, vom vesti laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Îl aduce Domnul pe Ilie în casa văduvei, pentru că și asta se temea, și asta avea frică. Avea frică pentru că era posibil ca ea și băiatul să moară. Și a zis, Ilie, du-te și arată-i cum te-am protejat pe tine, du-te și spune că o protejezi și pe ea. Și zice, spune Biblia, pentru că a crezut cuvântul lui Dumnezeu, pentru că și-a pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu și l-a luat ca din partea lui Dumnezeu. Pentru că în versetul 6 Ilie vine și spune, așa vorbește Domnul, făina din oală nu se va găta, și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina. De ce? Pentru că ți-ai pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu. În biruință, Dumnezeu este Cel care își arată credincioșia, este Cel care își arată protecția și Dumnezeu mai arată ceva. Știți ce arată? Puterea. Dumnezeu își arată puterea. Să știți, atunci când suntem la dispoziția lui Dumnezeu, când suntem la dispoziția lui Dumnezeu, nu trebuie să se vadă puterea noastră. Vorbeam ieri de dimineață, eram la un botez în județul Arad și acolo au fost primari, consilieri, mulți din ăștia, erau și candidați și contracandidați, era și mielul și leu, toți se uitau unii la alții, un partid era pe un rând, alalt partid era în spatele lor, alt partid era în stânga, în vonului și așa mai departe. Și le-am zis la un moment dat, zic, știu că ați venit aici, și păstorul era șocat de ce ziceam. Zic, știu că ați venit aici, că ați zis că pocăiții sunt o forță. Dar vă spun, noi nu suntem o forță. Dumnezeu e forța noastră. Tu crezi? Trebuia să ziceți toți amin. Dumnezeu e forța noastră. Dacă se întâmplă ceva, dacă coboară foc din cer, dacă un om se întoarce la mântuire, îi din pricina puterii lui Dumnezeu. Noi nu avem nicio putere. Să uitau ăștia, le venea să plece. Păi noi am venit pentru că pocăiții sunt o forță. Nu, noi nu suntem forță. Le-am zis Domnul Iisus, a spus așa, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Păi noi, ce forță e asta, mă? Ce forță e asta? Dar a zis Domnul Iisus, îndrăzniți, nu vă fie frică. Eu sunt cu voi.
Puterea noastră, le-am zis, oameni buni, puterea noastră nu e în mulțime, ci în Dumnezeu. Asta vă spun și în seara aceasta. Puterea noastră e în Dumnezeu. Știți câtă vreme se arată puterea lui Dumnezeu în viața noastră? Atunci când se produce un eveniment sau ceva, noi să fim dispuși să ne retragem din poză. Ilie s-a retras din poză și a zis, fă să se cunoască că tu ești Dumnezeu. Dacă noi, eu am cântat. Ce grup a cântat în seara asta? Grupul cu tare. Cine a predicat în seara asta? Eu. Nu știi ce face Dumnezeu? Da, vrei în poză? Du-te singur în poză. Și mulți am pierdut din cauza aceasta. Am vrut noi să ieșim în evidență. Am vrut să se vadă cât de pregătiți suntem noi. Ce predici bune ținem noi. Știi ce a făcut Ilie? Ca să se vadă puterea lui Dumnezeu, a fost cel care l-a arătat pe Dumnezeu și când a fost vorba de aplauze, Ilie a luat-o la fugă. De ce? Pentru că Izabel a avut grijă să-l pună pe fugă. A avut grijă să nu stea la poze. A avut grijă să nu se vadă el. Vă spun ceva, dacă dorim ceva în generația aceasta și noi, generația tânără, o să vorbim imediat și de minuni, generația tânără dorește foarte mult și au cântări, Domnul minunilor, de minuni, vrei minuni, să tu faci cerul să coboare, să... Asta e generația tânără. Dar știi ce e problema? De ce vrei minuni? De ce? Să se vadă ce ai făcut tu? Să se vadă ce am făcut eu? Puterea lui Dumnezeu, știți când se vede? Când îl lăsăm pe el să se vadă în poze. Să se vadă, bă, ăla, eu am crezut că ăsta nu știe scoate două cuvinte. Da, că așa suntem noi, în natura noastră, natura noastră e păcătoasă și slabă. Dar când te pui în mâna lui Dumnezeu, când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu alege un om necunoscut, pe Ilie Tishbitiu, unul din locuitorii Galadului, unul. Cine e ăla? Unul. Aveți cântarea aia... Nimeni, sau cum e aia, un nimeni, cum, un oarecare, nu? Cântarea oarecare, nu sunt un oarecare, aveți voi combinația voastră de cuvinte. O cântare tare ciudată, de fapt cum e generația. Ai cum să fii o generație ciudată și să ai cântări așa pe linia de tren, nu? De-aia sunteți ciudați pentru că sunteți iubiți de Dumnezeu. Dumnezeu iubește generația tânără. Uitați-vă, perioada de ridicare, perioada de biruință a lui Ilie, a fost o perioadă din capitolul 17 și capitolul 18. A fost o perioadă culminantă. Cu nimeni n-a lucrat pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu unic. El nu lucrează la Indigo. Cu cine a mai lucrat cum a lucrat cu Ilie? Cu cine a mai lucrat? Arătați-mi doi slujitori cu care a lucrat Dumnezeu la fel. Nu! Noi acum luăm copy-paste, luăm Indigo. Nu mai se folosește Indigo, poate că nici nu știți ce înseamnă Indigo, da? Înainte nu erau xeroxuri și puneai hârtia, puneai Indigo și coala albă și începeai să scrii, da, Marius, tu mai ții minte? Și să scria literele de mână după hârtia originală. Ăsta era xeroxul nostru. Dar Dumnezeu nu are xerox. Dumnezeu nu e în pană de idei. Dumnezeu nu e în pană de putere. Să zic că mai lasă-mă 3 zile. Bă, vii cu noi, facem, ne rugăm, mergem la biserică. Mai lasă-mă 1 săptămână. Mai lasă-mă să-mi revin. Nu-ți revii, dacă stai, nu-ți revii. O zis un bătrân la Suceava, un frate în vârstă, de fapt, către mine, o zis, frate, să-ți iei minte, cu cât dormi, cu atât ai mai dormi. Cu cât te pui pe scaun, cu atâta nu te-ai mai ridicat de pe el. Uitați-vă ce face Ilie. Are o perioadă de biruință extraordinar de mare. Dar uitați-vă că vine capitolul 19. Vine capitolul 19 și știți ce arată? Perioada care nu dorim să ne-o vadă cineva în viață. Perioada de dezamăgire puternică. Dacă Ilie a fost omul care a avut perioada de biruință puternică, uite că apare în viața marelui om al lui Dumnezeu perioada de dezamăgire puternică. Și vedem capitolul acesta, e capitolul pe care nu-l dorim. Dureri, dezamăgiri, izolare, pentru că să știți, orice urcuș are și coborâș. Orice munte pe care urci pe o parte, ai un moment în care ești sus în vârf și vin momente în viață. Mi-ar place să-ți spun că nu e așa, dar Biblia știe ce arată, că așa e. Astăzi ești sus, noi vrem să fim, cum zice Psalmul 84, ei merg din putere în putere. Dar nu există să mergi din putere în putere fără să treci prin valea plângerii.
să treci prin valea plângerii. Asta e umblarea cu Dumnezeu. Știți ce e ciudat? Că Ilie are puterea să omoare 450 de bărbați. Din ăștia, nu știu, diferite stări din ăstea de inconștiență. Știi, erau proroși nervoși și pune Ilie mâna pe ei și omoară pe toți. Zice, prindeți-i și nu rămâne unul în viață. Și îl aduce, lucrul acesta îl aduce sus în vârf. Și la un moment dat, acolo în vârf, primește o veste. Știți cine? Cine striga, cine i-a transmis vestea? O femeie. O femeie strigă, trimite mesaj și la amenință. Îi spune, mâine, vezi tu ce pățești, o să ai de-a face cu mine. În momentul acela, tot ce-o fost sus în vârf, totul se prăbușește. Știu, am spus la început, sunt unii care treceți și sunteți în perioada asta în capitolul 17, când totul merge bine. Încântare ai cântare, rugăciune ai rugăciune, ai timpul tău devoțional, ai timpul tău de rugăciune, ai timpul tău de cântare cu Dumnezeu. Și simți, la un moment dat, crești spiritual. Începi să urci pe munte. Dar vă spun ceva, mai devreme sau mai târziu vei ajunge în capitolul 19. Viața ta va intra în capitolul 19, când primești o veste, când cineva îți spune că nu ești bun de nimic. Și tot ce ai cântat, tot ce ai repetat, ore întregi, zile întregi, totul simți că ți s-a prăbușit. Tu ăla care erai biruitor, tu ăla care nu te afecta nimic, n-ai plâns în viața ta, ai mers numai zâmbind. Adevărul e că ajungem toți, mai devreme sau mai târziu, am ajuns sau ajungem în capitolul 19. Când ți se pare că ai făcut foarte mult, când ți se pare că poporul Israel s-a întors la Dumnezeu, pentru că tu te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și nu contestă nimeni lucrul acesta. Nu spune nimeni că nu e adevărat lucrul acesta. Dar dintr-o dată primești o veste. Primești vestea aceasta care știi ce se întâmplă. Te prăbușește și nu numai că te prăbușește. Veștile care te dărâmă te bagă în peșteră. Acolo unde n-ai crezut că ajungi vreodată. Cum? Eu să nu mai vin la biserică? Niciodată, Domne. Eu să nu mai îmi deschid gura? Nu există. Eu cântăresc am fost, eu n-am plâns la maternitate, eu am cântat, nu? Tu ai avut în gena ta, ai luat 10 cu felicitări la naștere, nu? Și adevărul e că diavolul vine și te amenință, aruncă amenințări. Dar știți cum tratăm noi câteodată situația? Exact ca și cum Dumnezeu ne-a întors spatele. Și ce-i drept? Dumnezeu nu i-a întors spatele lui Ilie. Dumnezeu nu s-a depărtat de Ilie. Dar nu a mai rămas în legătură cu... Dacă îl întreba, Doamne, zi-mi și mie, că ieri am coborât foc din cer. Măi, tineri, păi să cobori foc din cer nu înseamnă să joci cu paleta, da? La 1 mai ai dat ping-pong. Păi să cobori foc din cer. Era o minune extraordinară. Ceva ce nu poți să explici. Și dintr-o dată legătura dintre el și Dumnezeu se taie. În loc să meargă să-l întrebe, Doamne, e adevărat ce zice asta? Are asta atâta putere? Și David o întrebat. Și-o zis, mă vor da în mâinile? Și-o zis, te vor da. Nu, am plecat. Dacă mă vor da, o iau la fugă. Dar el o ia la fugă fără să-l întrebe pe Dumnezeu. O ia la fugă fără... Și în timp ce fugi, diavolul pe urmele tale să te amenințe, știi ce faci? Faci filme în cap. O să mă prindă, să vezi ce-mi face. Să vezi ce mă denigrează, să vezi ce o să facă cu mine, să vezi ce o să mi se întâmple. Și știi ce faci? Faci în viața ta, îți expui sufletul și inima la mult mai mult decât e amenințarea. Ajungi să duci poveri ce într-o zi te vor băga în peșteră. Acum, David o arătat peștera frumoasă, ca și cum ar fi mormântul învierii. Dar peștera lui Ilie a fost o peșteră, pentru că o să o vorbim la final, o zis, gata, aici e gata totul. Dumnezeu, văd, dar tu crezi că eu te las așa? Te las eu pe tine așa, că tu spui mie gata și eu îți întorc spatele, că o zis marele Ilie, că gata, s-o gătat toți. Dumnezeu zice, nu așa să gata. Nu așa, că eu nu-mi răsplătesc slujitorii așa. Vine slujitorul și îmi întoarce spatele. Știți care e marea problemă? Spunea un om al lui Dumnezeu, spunea la un moment dat, mie nu mi-e frică de ziua biruinței. Mie mi-e frică de ziua de după biruință. Mie nu mi-e frică de duminică.
Nu, nici de luni seara, că vine la tineret. Dar au zis, nu mi-e frică de ziua când îs pe munte. Nu mi-e frică de ziua când coboară Dumnezeu focul din cer. Nu mi-e frică când stau față în față cu prorocii. Mi-e frică de a doua zi de după biruință. Pentru că după capitolul 17 și 18, știi ce urmează? 19. Ăsta-i luni dimineața. Ai predicat duminică, ai cântat, ai asta. Luni dimineața, să știi, eu nu știu, la nivel de duhuri străine, diavolul, demonii, au o furie teribilă. Lunea primești cele mai multe telefoane, da, tocător. Cele, întrebați slujitorii, cea mai grea zi, știi care e? Lunea. Că stă Izabela și te evaluează. Duminică seară te ascultă, te taie, te decupează, se uită, te analizează, tot. Cum ați stat la cor și v-ați uitat la jaluzelele de sos? Zice, ei nu cântă, știi ce face? Trimite pe la Alin, te rog frumos să postezi pe grup. Uite, te pozează cum ai căscat, da? Pentru că asta face Izabela, te prinde în situații limită ale vieții, ale suflet. Și uitați-vă, vorbiți cu slujitori și o să vedeți, luni e cea mai grea zi. Știți ce a zis un alpinist foarte bun? Citeam de el, a zis, mie nu mi-e frică de urcare. Niciodată, a zis, nu m-am temut să urc. Mie cel mai greu mi-a fost coborârea. Coborârea, a zis, e mai grea decât urcarea. Uitați-vă și la Ilie. Nu i-a fost greu să urce. I-a fost greu să coboare. Pentru că în spate urla Izabela. Acum, surorile, vă spun ceva. Să nu vă umflați așa în cugetul vostru, dar uitați-vă ponderea. Ce putere are vocea unei femei mai mult decât vocea a 450 de bărbați. Da, asta e ponderea, asta e calculul matematic, da? Ăștia 4, credeți că n-or urla, n-or încerca să se zbată și n-o scăpat unul. Și să ridică femeia, fără armă, va avea, da? E suficient una singură, o limbă, da? O vorbit și o băga spaima în el, o băga spaima în el. Acum vreau să vă spun, prăbușirea aceasta care a avut-o Ilie, și de multe ori ne confruntăm și noi cu ea, i-a luat tot ce a avut mai bun în viață. Prăbușirea aceasta, perioada aceasta de o simți că nu vrea să mai vadă pe nimeni, i-a luat ce a avut mai frumos și cele mai binecuvântate lucruri din viața lui. Primul lucru, țineți minte, i-a luat biruințele trecutului. I le-a luat. I-a luat cerea mai frumos din trecut. Versetul 5. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Zice, s-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Știți ce înseamnă că s-a culcat și a adormit? Nu și-a mai adus aminte nimic din trecut. A fost decuplat de la trecut. Măi omule, dar tu nu știi cum ne-a încurajat Dumnezeu prin tine. Mă, tragi decât eu unul să vină la adunare. Și ieri m-am întâlnit, poate mă aude pe internet, m-am întâlnit cu o soră în vârstă. Și sora aceasta a zis, frate, am băiatul acasă, nu mai vine la adunare. Zice, eu zic cineva ceva, un tânăr din biserică. Și am zis, soră, spune-i să vină că vreau să vorbesc cu el. Poate în seara asta, nu știu, poate i-o zis, nu am apucat să-i zică. Zice, stă acasă și debusolat, nu se mai bucură de nimic. Eu zic cineva o vorbă. Uitați-vă cât suntem de predispuși când suntem în prăbușire, să uităm tot. Toate bucuriile din trecut. Îi spui, bă, dar tu nu-ți mai aduci aminte cum ne-am bucurat în tabără. Nu mai vreau, mă, nu mai îmi spune. Mă, dar noi ne-am bucurat la conferință, ne-am bucurat lunea la tinere, ne-am bucurat marțea la rugăciune. Știi ce spune? Nu vreau, el doarme. Zice că Ilie s-a pus și s-a culcat. S-a decuplat de la binecuvântările trecutului. Puteai să-i spui, să-i arăți video ce s-a întâmplat ieri pe munte. Cum Dumnezeu a lucrat cu putere. Știi ce zice Ilie? Nu mă mai interesează. Câți nu stau acasă? Poate ne-asculți pe internet și ai fost în casa lui Dumnezeu. Și ceva te-a prăbușit. Eu nu zic că nu te-a prăbușit. Eu nu zic că nu te-a amenințat. Dar diavolul în prăbușire caută să-ți ia cele mai binecuvântate lucruri din viață. Să-ți ia bucuriile care le-ai avut din trecut. Și uitați-vă, ce-i rămâne din trecut? Știi ce-i rămâne? De tatăsul și de mamă sa. Pe tatăsul și pe mamă sa nu uită. Auziți ce spune versetul 4. El s-a dus în pustie unde a
după o zi de o cale de o zi, mă scuzați, nu mai știu românește, așezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând, auziți ce spune? Destul. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Bă, dar tu nu-ți mai aduci aminte ce a făcut Dumnezeu pentru... Nu, el își aduce aminte de tatăl său și de mamă sa. Știi ce spune? Tata și mama nu te-au slujit. Tata și mama nu și-au pus timp la dispoziția ta. Nu i-au interesat de adunare. Tata și mama nimic. Și le-au mers bine. Și eu, flămând, în pustie, la adunare, venit primul, plecat ultimul, luat bobârnace și uite cu ce mă aleg. Uite cu ce mă aleg. Își aduce aminte și spune, la ce folos? Și Asaf vine și spune, ce folos că mi-am dedicat viața lui Dumnezeu, ce folos că m-am sfințit. Pentru că mă uit la cel rău și văd că îi merge bine. Și el se uită la tatăsul și la mamă sa, care n-or fost pocăiți, și zice, uite, tata, n-au fost bolnav ioc. O băută tă viața și nu l-a durut nici splina, nici ficatul, n-a avut nimic, absolut nimic. Eu vin la adunare, mă chinui, asta spune Ilie, nu sunt mai bun. La ce să mă folosești? La ce? Uitați-vă ce face diavolul. Când vine cu prăbușirea și îți aduce și îmbrățișezi prăbușirea, îmbrățișezi căderea, știi ce-ți ia? Bucuriile din trecut. Doi, diavolul prin prăbușire lui Ilie i-a luat trecutul, dar i-a luat și prezentul. I-a luat și prezentul. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 5 și 6. S-a culcat și a adormit sub un ienupăr și iată că l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. Știți că prezentul înseamnă să mănânci și să te alimentezi? Ăsta era decuplat și de prezent. Era decuplat fără energie. Era fără energie. De ce i-o dat să mănânce? Că era vlăguit. Cum ești? Știți faza asta? Cum? Fără energie. Vă rog, ascultați-mă, nu o luați ca o dojană, ci ca o încurajare. Mereți și uitați-vă pe live acasă, știu că vă urmăriți să vedeți. Dom'le, îți uniți fără energie. Ar trebui să mâncați ceva înainte. Dom'le, am văzut pe unul, nu vă zic pe cine, nu o cânta, dom'le. Dar du-te, uită-te. Ești ca Ilie, fără energie. Îi decupla de prezent. El a avut energie în trecut, omorât 450, păi acolo era muncă, domne, nu era 450, stăteau încolonați, no, când îmi ajunge rândul, când mă bagă pe mine, nu? Și nu a fost obosit și dintr-o dată se decuplează de prezent. Știți unde vedem că s-a mai decuplat de prezent? Versetul 3, auziți ce spune? Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda. Și și-a lăsat ce? Slujitorul acolo. Îi un detaliu extraordinar. Slujitorul lui era în prezent cu el. Avea un slujitor care mergea după el în continuu, care îl ajuta, care îl îmbărbăta, care poate i-o fi legat pe ăia, dar s-o folosi de slujitor. A fost acolo, mâna lui dreaptă. Și la un moment dat a zis, nu mai am nevoie. Nu mai am nevoie. Mă, dar tu ai fost prieten cu ăsta, de ce n-ai vorbit cu el? Că a stat unul lângă altul, știi ce? N-a mai avut nevoie de prieteni, n-a mai avut nevoie de slujitori, el a mers pe cont propriu, pentru că diavolul, când te aduce față în față cu dezamăgirea, te decuplează de trecut, dar îți mănâncă și prezentul. Și știi ce face în prăbușirea lui? Mai pierde ceva, pierde trecut, prezent și ce mai pierde, ziceți voi? Viitorul. Pierde viitorul, binecuvântarea viitorului. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul Domnului vine și arată ceva extraordinar de viitor. Versetul 4, Ilie vine și spune așa, el s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând, finish, s-a gătat. Bă, dar ești tânăr, mă, ridică-te, mă. Nu, eu sunt pe moarte. Bă, dar n-ai nimic, mă. Îs pe moarte. Destul o zis, zice, acum vreau să mor. Știi când ai vreme de plâns? Ați auzit de broaște, vă plac broaștele? Poate țâmpii de broaște, nu? Sau care a fost prin China, da? Citeam de broaște, broaștele nu o ră că e decât în baltă.
O zis, ia broasca și aruncă-o în râu. Nu scoate un sunet. Știi de ce? Că se luptă să nu moară acolo, să supraviețuie. Vin valurile și dă păstă ea, dar când e în baltă, știi ce face? O răcăie. Să știi, când auzi broasca, e în baltă. Știi? Când îl auzi pe cât e unul, gata, s-o gătat, e pe moarte, nu mai e tinerețea ce a fost, nu mai. Îi îmbaltă, scoate, aruncă-l în apă, să vezi ce dă din aripi, să vezi ce dă din țâmpi, să vezi cum încearcă să se țină la suprafață, să vezi când are activitate, omul fără activitate, o răcăie, omul e nemulțumit, ia pune-l, bă, nu, pune-l la linie să cânte în față. Dă-i un microfon, să vezi cum nu-i mai iasă cuvinte, nu mai e o răcăie nimic. E tot transpirată, e tot. De ce? Când stai în baltă, când stai și te uiți și nu faci nimic, clar că bași de vine. Ori ești prea obosit, ori ești dezamăgit, ori ești tras, te-ai tras pe dreapta și nu mai vrei să faci nimic. Vine Ilie și spune, s-o gătat, viitorul meu nu sună bine, îi sumbru. Vine înaintea Domnului și îi spune, gata, s-o gătat cu viitorul meu, s-o gătat. Și auziți ce îi spune lui Dumnezeu, gata, Doamne, ia-mi viața. N-am discutat subiectul ăsta niciodată cu voi. Astăzi m-a înțăpat ceva în inimă și nu știu să vă spun, să nu vă spun. Dar îi ceva ce m-a fulgerat astăzi în timp ce meditam la mesajul acesta. Oare câte persoane sunt în locul acesta care au cochetat cu sinuciderea? Noi vorbim de anumite păcate, de tot fel și fel, vorbim. Dar știți că subiectul ăsta nu s-a abordat niciodată, cel puțin de când sunt. Și uite, îl găsim la omul acesta când zice, eu vreau să gat cu viața. Eu vreau, de câte ori poate te-ai gândit sau poate ai trecut printr-o anumită fază, din pricina păcatului, din pricina apăsării, din pricina neînțelegerilor din familie, poate ți-ai cumpărat și ai avut, poate n-ai luat, dar ai avut o cutie, nu vreau să amintesc. De câte ori poate ai fost în situația lui Ilie? O venit Ilie și a zis, nu se mai merită să trăiesc, nu se mai merită să mai trăiesc pe pământul acesta. Și Dumnezeu nu-i dă dreptate. În momentele grele, omul cochetează cu plecarea din lumea aceasta. Într-o cale sau în alta, așa în pat dormind, plecat la Domnul, sau în alte modalități. O zis, ia-mi viața că eu nu mai văd absolut nimic, nu mai văd absolut nimic în viitor. Uitați-vă, când ți-ai pierdut ăstea trei ancore care te țineau legat de Dumnezeu, bucurile din trecut, bucurile prezentului și speranța viitorului, știi ce se întâmplă? Intri în peșteră. Toate lucrurile astea s-au întâmplat în afară. Când și-au pierdut speranța, zice cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns la muntele lui Dumnezeu, dar au intrat într-o peșteră, fără să-i spună Dumnezeu. Domnul i-a spus, du-te până la muntele meu, dar nu i-a zis Dumnezeu, intră în peșteră. Ajunge Ilie că intră în peșteră și debusolat. Acolo și-au pierdut credința, și-au pierdut pacea, și-au pierdut răbdarea. Când Domnul se atinge de el și acolo Domnul îi dă vindecarea. Domnul începe să vorbească cu el și Domnul începe să-l restaureze. Dacă ne uităm în pasajul acesta, știi ce face Dumnezeu? Îi activează ceea ce a pierdut, îl face să regăsească ceea ce a pierdut. Că noi de multe ori, știi ce zicem? Am vrea ceva extraordinar și Domnul zice, nu, eu nu am ceva, eu ce ai avut, eu îți reactivez. Doamne, fă-mă un om nou. Nu, îi zice Domnul, te duci în trecut. Și auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 15, vine cuvântul Domnului și spune așa, Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău. Dar eu nu mai vreau să merg acolo. O zis, te duci și te întorci. Vrei vindecare? Vrei reabilitare? Te duci înapoi la bucurile care le-ai avut în trecut. Domnul asta face. Când ridică un om, îi reactivează trăirile din trecut. Și o zis, te duci înapoi. Te duce înapoi, îi reactivează trecutul, îi reactivează prezentul, că el nu mai trăia nici în trecut, nici în prezent, nici în viitor. Era cumva apatrit, fără patrie, fără destinație, fără viață, era ceva în afara timpului și a spațiului. Și Domnul îi reactivează trecutul, îi zice, te duci și te întorci. Dar nu pot, mi-e rușine. Te duci și te întorci.
te duci, te întorci acolo. Adu-ți aminte, spune Domnul în Apocalipsa, de unde ai căzut. Dar nu mai vreau că mă văd. Te duci înapoi. Îți spun ceva, tu care ne auzi la internet și poate, nu știu, îmi vine o imagine acum, stai, te uiți la o plasmă mare și în fața ta e o măsuță de sticlă sau ce îi și ai pachetul de țigări și odată ai fost în biserică și ai vrea să fii bucuros, ai vrea să se întâmple ceva cu tine. Știi ce-ți spune Dumnezeu? Întoarce-te înapoi. Întoarce-te aici înapoi în casa lui Dumnezeu. Întoarce-te la bucuriile acelea care le-ai simțit odinioară. Îi zice, te duci și te duci înapoi pe drumul tău. Înapoi. Te duci înapoi. Îi reactivează trecutul. Domnul îi reactivează prezentul. Îi spune, eu nu te-am abandonat. Da, te duci și ungi. Adică eu mai am de lucru. Tu nu-mi închizi mie ușa așa. Gata, destul. Păi tu închizi ușa lui Dumnezeu. O zice, Domnul, te duci, iei sticluța și ungi. Mai e de lucru, mai e de lucru. Când el în peșteră zice, vreau să mor. Zice, dar mai avem de lucru, mă. Tu crezi că ai prins 65 de ani să ieși la pensie? Nu așa. Eu nu dau pensie, zice Dumnezeu, eu te iau direct. Adică ta lucru, am plecat, nu te las să stai la pensie. Domnul îi reactivează prezentul. Vreau să-ți spun, să te întreb, prezentul tău cum e? Cum e? De câte ori nu s-o strigat de la microfonul ăsta? Și eu am strigat de multe ori. Și alții. O zis, dacă e cineva care ar vrea în prezent să se implice, îi nevoie, sus la media. Este nevoie, Denis? Este, dă din cap. Fetele, Lidia, este nevoie la ceai? Este, cât de mulți. Este nevoie la corul de tineri, la primire? Este. Care-i prezentul tău? Tu ce faci în prezent? Tu stai și vii la tineret. Și tu nu faci nimic, dar tu vrei să fii folosit de Dumnezeu. Știi ce spune Dumnezeu? Întoarce-te la bucuriile care le-ai simțit odată, întoarce-te în prezența lui Dumnezeu și fii pregătit să fii folosit de Dumnezeu. Fii pregătit în seara asta la final să spui, vreau prezentul meu să fie un prezent al lucrului. Să muncesc, să fac ceva, să car oalele de ceai afară, să pun farfuriile cu covrigei. Sau cu ce ne servezi surorile în seara asta? Dar tu stai. Tu trecutul nu-i rezolvat, prezentul e caput. Domnul știi ce zice? Ilie, eu nu închei în peșteră. Eu te scot afară, eu vreau să-ți reactivez trecutul. Eu vreau să-ți reactivez prezentul. Și Domnul știi ce face? Zice, vreau să-ți activez viitorul. Dacă pentru tine totul e mort aici, eu îți arăt că eu am planuri de viitor. Auziți ce spune versetul 18, ultimul verset. Dar voi lăsa la timpul viitor, voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul și buzele lor nu l-au sărutat pe Bal. Ilie, tu te vezi singur, dar eu mai am, chiar dacă tu nu-i vezi. Știi ce-i trist? Că te vezi un băiat capabil, te vezi o tânără capabilă, te vezi cu pregătire, cu școală, dar blocată, în trecut, în prezent, totul-i caput, viitorul sumbru. Și zice ce face Dumnezeu? Aduce pe câțiva din ei 7.000 sau îi aduce pe ei 7.000. Mai slabi, mai nepregătiți, mai timizi, dar care ori trăi sincer cu Dumnezeu. Care genunchiul nu și lor pleca decât în fața lui Dumnezeu și buzele lor nu lor pupa pe Bal. Și știi ce zice Dumnezeu? Ilie, i-am ridicat foarte mult. Bă, ăștia nu i-am ridicat. Ăștia-s mai ascunși. Obadia au ascuns 100 în peșteri. Eu ascuns, eu hrănit cum a putut el. Nu-i nicio problemă. Dar eu am planuri de viitor. Vreau să-ți spun în seara aceasta, tânăr și tânără, vreau să-ți spun că Dumnezeu aduce vindecarea. Dumnezeu i-a adus vindecarea lui Ilie și Dumnezeu îți poate aduce vindecarea și ție în seara aceasta. Știți cum i-aduce Dumnezeu vindecarea? Dumnezeu i-aduce vindecarea. Primul lucru, că Dumnezeu se poartă bine cu Ilie. Nu-i ciudat când Ilie face rău, pe invers, toate lucrurile sunt pe dos în viața lui? Știi ce face Dumnezeu cu el? Se poartă bine. Auziți cum s-a purtat Dumnezeu bine? Versetul 5. S-a culcat, nervos, supărat, nici n-a vrut să mănânce. Zice maică ta, vino mă să mănânci. Nu mănânc nimic. Nici nu te schimbi? Nici nu te descalți,
Nu-ți dai ciorapii jos ca butucul. Te-ai culcat acolo. Și normal știi ce meriți. Nu vă pot zice că e online, da? Și nu se numai ei, da? Noi asta spunem. Ăsta merită o bătaie din asta să-și bage mințile în cap. Și Dumnezeu face altfel. Dumnezeu se poartă bine cu Ilie. Ăla nervos, supărat, dezamăgit, blocat. Zice versetul 5. S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și iată că l-a atins. Ai ce-l atingeam eu. Ce-l atingeai tu? Ce l-ai fi scuturat? Ilie, marele om al lui Dumnezeu. Uite cum ai ajuns. Ilie zice că Domnul l-a atins. Domnul l-a atins. Și auziți ce i-a făcut. Zice, iată că l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. Se duce îngerul și spune, Ilie, hai sus, hai să pap ceva, hai să guști ceva. Nu-i ciudat că de atâtea ori l-ai întristat pe Dumnezeu, de atâtea ori te-ai purtat cum nu merita Dumnezeu să te porți. Știi ce-a făcut Dumnezeu? S-a purtat bine cu tine. Știi ce vedem? Că Domnul îi face cinste lui Ilie. Îi face, ai zis, faci tu cinste sau fac eu, nu? Și zice, Domnul, fac eu cinste. Zice, Ilie, hai să mănânci. Zice, l-a atins, să nu-l doar. O, de câte ori n-ai fi meritat o prorocie pe față. Să spună Domnul tot ce ai făcut. Și Domnul nu a spus. O zis, te voi ridica. O zis, te voi mângâia. Și zici, Doamne, dar de ce, cum să mă mângâi pe mine? Când eu sunt peșter, când eu sunt prăbușit, s-amărât și strântit la pământ, cum să te porți așa bine cu mine? Pentru că Dumnezeu prin lucrurile acestea aduce vindecarea. Numai o inimă ca a lui Dumnezeu poate vindeca prin bunătate. Noi din instinct l-am pune la punct pe Ilie, că-i flământ și n-are putere să sară la bătaie. Doarme și numai bine am putea să-i dăm un picior. Și Domnul vine și îl mișcă ușor. Ilie, mă auzi? Deschide ăsta ochii. Mă auzi, Ilie? Da. Hai să mănânci. Hai să mănânci. De câte ori n-ai meritat și ți-o dat Dumnezeu bucurie? Te-ai bucurat în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Știi cum îi mai aduce Domnul vindecare? Se poartă bine. Doi, îi vorbește blând. Versetul 9, auziți ce spune cuvântul Domnului? Spune cuvântul Domnului, și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit și i-a spus, ce faci tu aici, Ilie? Îl întreabă la prezent, el răspunde la trecut. Nu trecutul, azi, ce faci? Azi, tinere, tânără, frate, tânăr, drag care ești aici. Poate n-ai treabă cu Dumnezeu, Domnul te întreabă, nu l-a trecut. Doamne, eu sunt așa de păcătos, am fost atât, am făcut, nu-l interesează. El știe cum ai fost. De el pune o întrebare la timpul prezent, ce faci azi? Ce faci în seara asta? Și el spune, da, dar eu nu pot, mă bate maică-mea dacă mă pocăiesc. O să am probleme, o să... Nu mă interesează ce o să ai și ce ai avut, că eu sunt lângă tine. Asta ce hotărâre, ce hotărâre ei. Știi ce face Dumnezeu? Îi arată ceva extraordinar prin blândețe. Deși face o demonstrație, Domnul s-a vorbit în seara asta de către David. Domnul face să treacă vântul cu tremurul și focul. Pentru că așa gândim noi. Dacă ar face Domnul o minune, știi cum aș ieși din peșteră? Fai, dar nu face. Și-a zis Domnul, vrei minuni? Uite, ți arăt că se întâmplă minune și tot nu ieși din peșteră. Și nu ai ieșit din peșteră. Zice că a venit un vânt puternic, de să îndoiau copacii, se rupeau copacii de pe munte. Și zice, Domnul nu era în vântul acela. Și Ilie nu iasă. Minune! La câți tineri nu le plac minunile, dar la câți frați nu le plac minunile? Tătă ziua numai minuni. Să uită pe YouTube. O minune cum n-ai mai auzit. Astupă-ți urechile. Astupă-ți urechile. O zis, Ilie, mai vrei minuni? Mai vreau, dacă ar mai face Domnul încă o dată o minune. Și o zis, Domnul, îți mai fac o minune. Îți mai fac o minune. Zice, dintr-o dată a venit un cutremur puternic. Ai fost la mormântări. Ai văzut că au murit prieteni de-ai tăi.
Ai văzut? Astea-s minuni. S-o cutremura ființa ta, dar n-a ieșit. N-a ieșit. Vine vântul, vine cutremurul și Ilie nu iasă. Și zice, Domnul, mai vrei minuni? Ca pocăitul, nu prima, nici de trei ori, Doamne. Dacă se poate, trei minuni. Nu, îți fac și a treia minune. Și a zis, Domnul, vrei a treia minune? Da. Zice, dintr-o dată, a venit un foc acolo la peșteră. Și Ilie nu simte nimic. Pentru că îți spun ceva, când ești prăbușit, minunea nu te ajută, ci numai cuvântul lui Dumnezeu. Când se apropie Dumnezeu cu cuvântul blând de tine, atunci ieși din peșteră. Până atunci poți să vezi minuni peste minuni, că nu te ajută. Nu te ajută. Zice, dar Dumnezeu i-a arătat lui Ilie cum va ieși din peșteră. Și zice, spune cuvântul Domnului. Zice cuvântul Domnului așa, versetul 12. Și după cutremurul de pământ a venit un foc, Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Și uitați-vă ce face Ilie, ce n-a făcut la minuni. N-a făcut la minuni. Versetul 13, știți ce face? Zice, când l-a auzit Ilie, s-a cutremurat toată ființa lui. Și-o știu că-i Domnul. Știți ce a făcut? Și-o acoperit fața cu mantaua. Pentru că a văzut că Domnul s-a apropiat de el. Când el n-a meritat. Când el vrea să moară acolo în peșteră. Domnul s-a apropiat și a zis, Ilie, am venit să-ți vorbesc într-un susur blând. Și toată ființa lui, susurul acela curge prin toată ființa lui. Ilie își pune mâna la față. De câte ori n-ai plâns cu mâinile la față? Că ai fi vrut să spui numai Dumnezeu să audă ceea ce spui. Și ai zis, Doamne, nu te merit. Nu te merit, Doamne. Nu merit să mă ierți. Nu merit. De câte ori n-ai ieșit cu mâinile la față și ai ieșit în față, plângând. Și ai zis, nu merit. Uite ce l-a scos pe Ilie din peșteră. Susurul blând. Nu minunea. Dacă face Dumnezeu, mă pocăiesc. Nu. Spune-i în seara asta, Domnului, Doamne, fă să curgă susurul Tău prin mine, Doamne. Fă să am puterea în seara asta să-mi pun mâinile la față și să simt cu adevărat că Tu ești prezent, că Tu vorbești sufletului meu. Și uitați-vă cum îl mai vindecă Dumnezeu în a treia ipostază, în a treia fază. Dumnezeu se poartă bine cu el. Dumnezeu îi vorbește blând. Și trei, Dumnezeu îl vindecă pentru că îl cheamă iubitor. Dumnezeu îl cheamă iubitor. Se uită și nu-i spune, ai meritat altceva, Ilie, ai meritat. Știi ce? La fel, se uită iubitor și spune, ce faci, Ilie, aici? Ce faci? Și știa ce faci. Știa că nu-i demn de un slujitor al lui Dumnezeu. Pentru că a fost sus și dintr-o dată o femeie cu glasul ei l-a prăbușit și nu se poate ridica. Și Domnul știe ce face? Îl cheamă iubitor și spune, Ilie, mai avem de umblat. Uitați-vă ce paradox. Vrea să moară în peșteră. Eu predic de multe ori din înălțarea lui Ilie la cer. Eu predic la înmormântări. Ilie vine și spune, vreau să mor. Și zice, Ilie, tu n-o să mori. Tu ai vrut totul caput aici. Ai cântat în cor și acum ești dezamăgit. Ai slujit și tu ești dezamăgit. Știi ce zice Dumnezeu? Eu nu așa îmi îngrop slujitorii. Tu ai o perioadă, ești flămând, ești cu nervi întinși, ești debusolat, ai trecut prin anumite situații, te cred. Dar să știi că eu, slujitorii mei, care au umblat cu inima curată, să știi că eu nu-i las în peșteră să-i găsească după 6 luni să facă studii pe ei, pe oasele lor. Că Ilie așa ar fi murit. Doamne, vreau să mor aici! Zice, Domnul, nu așa se moare. Eu nu te las să mori așa, Ilie, eu te chem iubitor. Oh, de câte ori n-ai vrut să mori? De câte ori n-ai zis că totul s-a prăbușit în jurul tău? Și ai văzut cum Dumnezeu și-a întins dragostea față de tine? Ai văzut când meritai să fii scuturat? Domnul nu te-a scuturat. Și știi ce-a făcut? O venit și te-a atins și-a zis, scoală-te, scoală-te. În seara asta, vreau să cântăm o cântare. Putem să cântăm o cântare? Haideți să ne ridicăm pe picioare.
În seara asta nu știu de ce ai venit la tinere, nu știu cu ce gânduri ai venit în seara asta în locul acesta. Dar vreau să-ți spun că Domnul îți cunoaște perioada ta de vârf. Domnul îți cunoaște perioada ta de belșug. Perioada aceea fulminantă în care ai fost sus pe piscurile munților. Dar Dumnezeu știe unde ești astăzi. Dumnezeu cunoaște starea sufletului tău și știi ce face Dumnezeu? În seara asta vrea să-ți vindece inima. În seara asta vrea să-ți dea o nouă perspectivă. Te înțelege. Flămând, prăbușit, amenințat. Dar știi ce spune Dumnezeu? Ieși și stai la gura peșterii. Noi de atâtea ori spunem, Doamne, intră după noi! Și Dumnezeu nu intră. Că putea să intre, să-l ia și să-l scuture. Și a zis Dumnezeu, nu, nu. Eu te fac prin dragostea mea ca să ieși la gura peșterii. Eu știu că în seara asta Dumnezeu cheamă pe cineva. Eu știu că Dumnezeu are ochii îndreptați spre cineva. Mesajul lui Dumnezeu a fost spre cineva care e prăbușit, care poate zice că nu mai are speranță, care o cochetat poate cu moartea și s-o gândit că e mai bine să încheie viața aceasta. E cineva care a pierdut bucuriile din trecut. Prezentul pentru el nu mai reprezintă niciun interes. Pentru viitor n-are niciun gând. Totu-i prăbușit. În seara asta spun, Domnul te vindecă. Domnul te poate ridica din starea ta. Domnul îți poate da nădejde și viitor. Și știi ce spune? Nu închei cu tine acum. Mai am de lucru cu tine. Vreau să te restaurez, vreau să te eliberez. De atâta vreme te-o chema Dumnezeu să te împaci cu El. Și ai zis să facă Domnul minuni. O făcut. Și n-ai reacționat. În seara asta Domnul îți vorbește inimii tale. Și știi ce spune? E susurul blând care te face să spui mâna la față și să spui nu merit. Nu merit dragostea ta. Nu merit bunătatea ta. Vreau să cântăm din cântarea aceasta. Și în timpul acesta știu și simt că sunt persoane care vor să ne rugăm pentru el. Care ești ca Ilie. Toți am trecut, sau aproape toți, prin situații din astea. Când te-ai simțit prăbușit și nu te-o înțeles nimeni, îți spun în seara asta, Domnul îți poate da viitor. Domnul îți dă viitor și nădejde. Domnul e aici să se atingă de tine.